Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut cu drag la o nouă activitate de comunicare în limba română. Știu foarte bine că vă plac numerele. Astăzi vom recapitula împreună numerele de la 0 până la 10. Și vom mai învăța câteva ghicitori foarte drăguțe. Iar acum să numărați și voi împreună cu mine. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ascultați ghicitorile și ghiciți numărul. Câte degete am oare? La o mână sau picioare? Sigur, știe fiecare. Care-i cifra asta oare? Să numărăm împreună câte degete avem pe o mână. Începem! 1, 2, 3, 4, 5. Da, pe o mână avem 5 degete. Câți pitici sunt în poveste? Sau câte zile în săptămână? După 6 poposește. Sigur știți ce cifră este. Într-adevăr, este cifra 7. E un 8 pe jumătate. Cifra iezilor din carte. După 2 el se așează. Care-i cifra asta oare? Bravo! Este cifra 3. Poate fi asemănată, fără grijă, cu o roată. Prima este învățată. Care-i cifra căutată? Foarte bine! Este cifra 0. Este simplu de făcut. După 1 e trecut. Seamănă cu un rățoi. Sigur știți, e cifra 2. E un 9 răsturnat și de 7 e urmat. Despre care cifră vorbim acum? Așa este. Vorbim despre cifra 6. Zici că este o clepsidră mare, așezată în picioare. După 7 ea sosește. Haide spune, se numește 8. După 0 este pusă. Două linii cifra are, una mică și alta mare. Care-i cifra asta oare? Așa este, cifra
1. Crezi că e un scaunel? Chiar de nu poți sta pe el? Așa este. Este cifra 4. E un 6 ridicat și e mult mai căutat. Da, este cifra 9. Pe o mână avem 5 degete. Pe două mâini avem 10 degete. Învățați acum ghicitoarea care v-a plăcut cel mai mult. Eu vă mulțumesc că ați ales să învățați cu mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. La revedere, dragilor!